Întrebări directe, verde în față, dezbateri incitante, cu cărțile pe față, confruntări politice, adevărata față, discuții aprinse, schimbări la față, dialog cu cetățenii, ieși în față. Important este să fii de față. Doamnelor și domnilor, începe ora adevărului cu Marius Ganga. Sărmâinile domnilor și domnișoarelor și bine v-am regăsit domnilor la o nouă ediție a emisiunii Ora Adevărului. În această seară vorbim despre voleiul feminin lugojan. Sunt convins că sunteți interesați de ce se întâmplă la volei și cu siguranță într-o perioadă de vară, acum când de fapt practic se coace noua formulă cu care se va merge în campionatul viitor și desigur vom participa și în cupele europene, că știți, am avut o performanță frumoasă uh, anul trecut, m-am gândit să purtăm un dialog cu cine altcineva decât cu cel care este în vârful ierarhiei de conducere al uh, voleiului Lugojan. Este vorba de uh, Dan Brudiu. Mulțumesc mult de tot, uh, Dane. Eu o să folosesc apelativul ăsta și sper că prietenii noștri nu să se supere. Suntem uh, prieteni de atâția ani de zile și. Am fost și vorba aia, suntem de aceeași generație, colegi de școală, așa că nu pot să vorbesc altfel. Mi-e și foarte greu, nici nu știu cum aș putea să-i spun lui Dan, nu știu cum, domnule președinte, domnule... Nu, no, nici mie nu-mi place așa. Da, că. Adică e o chestiune care da, excede uh, treaba aceasta între prieteni și între cei care am uh, trăit. Uh, și eu zic că au fost vremuri frumoase, au fost vremuri în care trebuie să o spunem și să fim corecți să uită lumea la noi și e bine poate dintre cei care sunt mai tineri să înțeleagă. Noi nu facem nici apologia a ceea ce a însemnat școala înainte de 89 ca să ne înțelegem. Nici ceea ce a însemnat poate modul respectiv de viață de atunci, a comunitatea în care am trăit, însă am avut multe lucruri bune de învățat care ne-au ajutat în viață să fim oameni și să ne realizăm și cred că nu greșesc aici și ești de acord cu mine. Da, bine v-am găsit, N-am mai fost de mult în acest studio și mă bucur că mă aflu din nou aici. Uh, nu doar noi, ci și oamenii cu care am lucrat de-a lungul anilor, uh, există o mare satisfacție, cel puțin a mea, pentru că din colectivele cu care am uh, colaborat și am lucrat de-a lungul anilor, s-au lansat uh, spre viață, spre carieră, spre profesii, oameni adevărați. Și poate că asta e uh, sarcina principală a sportului să educe, să ajute, să clădească caractere, vieți adevărate în urma cărora să rămână ceva. Nu neapărat studii superioare universitare, deși majoritatea fetelor au făcut acest lucru, să zicem 60-70% pe linie sportivă, altele pe, pe alte direcții, dar faptul că valoarea acestei activități a fost Educația și clădirea unor uh, oameni pregătiți pentru viață, care să fie hotărâți să ia decizii rapide, în timp, uh, în timp scurt, care să se descurce poate altfel decât persoanele care nu au făcut sport în anumite situații, este o realitate. O spune toată lumea, am verificat-o și eu și voleiul la Lugoj a fost mai mult decât uh, un sport cu mingea peste fileu. A fost uh, un. Uh, un steag, așa, care ne-a ne dus înainte, și a fost un spirit. Acest spirit s-a păstrat și nu s-a schimbat, indiferent cine a trecut pe la conducerea uh, tehnică sau administrativă a acestei grupări. Și sunt mândru că s-a ajuns aici. Eu am 33 de ani de prezență în acest colectiv, care este mereu altul. Sunt mândru că s-a ajuns aici și sper să meargă mai departe, la fel, indiferent cine va fi în situația de a ține hățurile sau de a sprijini această activitate. Da, ne dragă, dacă o să avem timp în această emisiune, spre sfârșit, poate o să abordăm câteva probleme legate și de ce înseamnă și de ce este important sportul într-o societate. Pentru că noi avem niște probleme în România cu ceea ce înseamnă uh, valorizarea a ceea ce înseamnă sport. Astea sunt chestii generale, dar care aș vrea neapărat părerea ta. Ai fost nu numai un, cum să spun un suporter și un sportiv, ca să spunem noi, te-ai dedicat și ți-ai dedicat foarte mulți ani fenomenului sportiv și poți să spui o părere, ca să spun așa, în cunoștință de cauză atunci când este vorba despre sport. Dar Aia lăsăm pe mai spre finalul emisiunii pentru că vreau să abordăm direct ce se întâmplă cu voleiul lugojan astăzi, dar știi cum întotdeauna când plecăm și când vrem să aflăm ce facem astăzi și ce vrem să facem pe viitor, trebuie să ne gândim ce am făcut până astăzi, ca să știm cam unde suntem și atunci să vedem cum putem să punem piatră pe piatră și să construim din nou, pentru că poate așa a fost un dat la noi în Lugoj și mă refer aici în special la volei în fiecare an Voleul Lugojan practic s-a reconstruit, a redevenit altceva, dar în același timp și a păstrat, și vorbesc aici în ultimii, eu 5-6 ani, și a păstrat totuși, chiar dacă am construit poate câteodată de la zero de multe ori și tu o să ne povestești, am păstrat totuși acel nivel de competitivitate și de valoare ca să fim respectați în sportul ăsta. Și cred că nu greșesc dacă spun un lucru acesta, la nivel național, Lugojul, așa cum suntem noi un orășel mai micuț, mai de 50.000 de locuitori am ajuns să ne batem cu orașe care au vechime, cu orașe care sunt de 3-4 ori mai mari ca noi, sunt capitale de județ chiar unele și unele cu rezultate extraordinare, în, nu numai în volei ci și în sport în general dar iată am reușit aici și aici așa cum ai spus tu este meritul și trebuie întotdeauna să, să aducem așa aminte și să un, o recunoștință să avem pentru toți cei care au fost să spunem așa pe la cârma voleiului Lugojan și aici pornind de la cei care au lucrat în administrația locală și care au condus orașul în decursul anilor apoi venim cu cei care au fost pe banca tehnică cu cei care au condus voleiul Lugojan de acolo, cu cei care au fost la secție cu, nu mai vorbesc de loturile de jucătoare, categorii care toate au fost și și-au uh, au muncit aici cu drag, și nu știu dacă ar trebui și ne-am gândit noi să facem așa ierarhii, nici nu știu pe cine am putea și cum am putea să valorizăm mai bine și să spunem, măi, știi, lotul ăla a fost mai bun ca ăla, sau pentru că toate s-au ridicat la un nivel foarte înalt de performanță. Da, condițiile au fost diferite, evident, de-a lungul anilor, cu atât mai mult nu putem face comparații. Uh, cert este însă că într-adevăr s-a scos în fiecare an ca performanță, n-aș spune maxim, dar foarte aproape de posibilitățile maxime ale loturilor care s-au perindat. Uh, am să încerc să fiu sintetic și să spun doar atât. În cei 33 de ani de volei despre care vă spun că m-am ocupat eu, uh, până la înființarea Clubului Sportiv Municipal Lugoj, uh, activitatea a fost... Uh, dusă exclusiv pe o asociație care există și acum și care colaborează cu clubul uh, voleiul fiind prezent în divizia uh, sporadic uh, ani de zile în divizia a, ani de zile în divizia B dar evident că principala performanță a fost faptul că echipa nu s-a desfințat și că a avut continuitate pentru că dacă dispărea era foarte foarte greu să reapară am avut deci ani în divizia în 93, 94, 98 2000, după aceea după înființarea clubului a urmat o perioadă foarte foarte bună în special începând cu anul 2010 pentru că suntem în 2019 în, la debutul celui de-al 10-lea an consecutiv în prima ligă. Asta este o, un lucru cu care foarte puțin nu mai asta să țara. fie și o performanță. Da, da, existența echipei exact, și exact. situarea ei la acest nivel plus performanțele obținute dar acesta este al 10-lea an și atunci am să mă refer scurt doar la ultimii 10 ani, pe care care într-adevăr înseamnă marea performanță. E vorba de un ciclu de 4 ani, 2010-2013, începutului 2014, în care s-a obținut calificare în finala Cupei României, în care s-a mers de două ori în Cupa Balcanică, deci locul 6 în țară, cu medalii de argint în Cupa Balcanică, la Bursa în Turcia în 2011 și la Lugoj organizarea din 2013. Au urmat alt ciclu de patru ani cu alt antrenor, primii patru ani cu Bogdan Paul, următorii patru ani cu Valerian Luca, un alt ciclu de patru ani în care s-au repetat performanțele, din nou Cupa Balcanică, uh, organizată în Kosovo, unde am obținut medalile de argint, și uh, o finală de Cupa României la Cheile Grădiște, în care am obținut locul 3. După acești opt ani, iată, au venit, uh, a venit încă unul, al nouălea, anul trecut, în care s-au obținut. Trebuie să spun cea mai mare performanță din istoria clubului a secției de volei, prin participarea la Cupa Balcanică medalie de argint, prin obținerea locului 5 în campionat și automat calificarea în Cupele Europene și prin prezența în finala Cupei României, unde la fel s-a obținut locul 3 la Alexandria. Astea sunt pe scurt performanțele, dar nu doar astea. E vorba de prezența în toți acești ani de jucătoare în loturile naționale ale României. Și aici vorbesc de Lugojence, pentru că reprezentantele noastre la nivel înalt, în principal, au fost jucătoare crescute aici în Lugoj, meritul profesorilor de la Clubul Sportiv Școlar și a celor care au antrenat echipa de senioare și de junioare, lucru care se întâmplă și în prezent. Și în prezent avem jucătoare în echipa națională și avem junioare provenite de la Clubul Sportiv Școlar Lugoj, care populează, care sunt prezente în loturile naționale de cadete și junioare ale României. Al treilea lucru foarte important, după performanța, existența echipei și aceste sportive pe care le-a dat voleiul din Lugoj României, este atmosfera din Lugoj referitoare la volei. Emulația, copiii foarte mulți care vin și cer să facă sport la sală, iar sportul acesta, cum spuneam, nu poate să învețe decât lucruri bune, și prezența prietenilor noștri, a spectatorilor în tribune, Fair play-ul în care se desfășoară meciurile la Lugo și lipsa reproșurilor, pentru că lumea a început să înțeleagă fenomenul, a început să realizeze ce înseamnă un adversar de calibru, cu buget enorm, cu jucătoare care au mers la campionate mondiale europene sau la jocuri olimpice și care au obținut acolo performanțe în echipe reprezentative ale altor țări. Și cu care te bați totuși de și la egal la dacă da. e vorba. Da? și asta cred că este iară foarte, foarte important. Că s-a menținut această atmosferă și această, nu i-aș spune dragoste, dar este o susținere foarte apropiată a unui grup, sigur, de oameni care sunt întotdeauna alături de volei. Noi sperăm să câștigăm în continuare prieteni, pentru că reprezentăm o mișcare care, eu știu, pe care scrie Lugoj, nu scrie X, Y sau Z nume, sporturile de echipă ar trebui să fie apreciate mult, deși ele sigur sunt mai costisitoare și în ele este mult mai greu de obținut o performanță reală și un rezultat foarte bun decât în sporturile individuale, unde și nivelele de vârstă sunt mai multe și, și posibilitatea de a ajunge mai repede la o performanță este evident mai mare. Și jocul în sine ține de un singur om și de valoarea lui și de modul cum lucrează și cum muncește. Sigur, Aici și asamblarea unui, complexe, co unui singur, colectiv, exact. munca, cu, cu, cum știți foarte bine și știe că toată lumea munca, oamenii care sunt mai mult sau mai puțin mulțumiți, dar asamblarea la, la nivel a unor sportivi care nu sunt mari vedete Așa și sunt niște oameni ca și noi toți ceilalți cu problemele pe care le avem toți asamblarea lor și situarea lor la un nivel de performanță înalt ține mult de calitatea oamenilor care lucrează cu acești sportivi da ne dragă, pentru că am vorbit noi și tu ai enumerat foarte bine componentele acestea care au dus la aceste rezultate extraordinare ale voleiului feminin Lugojan Vreau puțin să ne aplecăm asupra ceea ce ai spus acum la final. Emulația asta și faptul ăsta că publicul ăsta atât de iubitor de volei feminin are comportarea care o are și trăiește clipă de clipă ce se întâmplă cu fetele în sală și cu meciul în sine care este în fața lor și se joacă. Eu vreau să-ți spun un lucru. Eu am mai fost și prin țară, am mai ajuns în orașe unde există volei feminin. Și eu vreau să-mi confirm dacă e adevărat ceea ce spun eu acum. Să știi că m-au oprit oameni și cu care am stat de vorbă și au aflat că sunt de la Lugoș și îmi spuneau și tot așa, iubitor de volei. Și îmi spuneau, zice, bă, zice, să știi că trebuie să te felici că ești lugojan pentru că știu că sunteți un public extraordinar și știți să susțineți voleiul cum, sus, cum puțin susțin în România. Adică suntem cunoscuți pentru atitudinea asta în toată țara. Ai mai întâlnit astfel de aprecieri la modul în care publicul și atmosfera există și. Da, nu întâmplător relația noastră și acum la nivel federal și relația cu celelalte cluburi este una foarte bună. Evident că am încercat să creăm în sală atmosfera care se ducă la spectacol, în primul rând, și apoi la victorii, dacă este posibil. Aici am avut sigur, și ajutorul oamenilor care au fost în această mișcare permanent și a celor din tribune care au reacționat așa cum au reacționat. Dar vreau să vă spun, să spun un lucru. Toate astea nu sunt posibile decât pe fond de relativă valoare. Nu poți să faci spectacol din, din într-o da, chestie plată. Păi da, asta este și ideea. Ideea este că noi la nivelul orașului, cât putem să ne permitem să ridicăm pretenții să încercăm să fim prezenți, să fim acolo, să nu cedăm, să fim uh, o bornă. Pentru că suntem o bornă a voleiului românesc, fără discuție. Ce ai spus e valabil, îmi spune și mie toată lumea. Și să știi, nu numai pe plan intern, și pe plan internațional, pe aici pe aproape, prin uh, Serbia, uh, uh, Ungaria, Bulgaria. Când spui de Lugos, lumea știe volei, automat știe volei. Mă rog, sunt și alte simboluri ale orașului, da, nu vreau să mă erigez da, în asta, dar, dar asta se știe. Um, am întâlnit aprecieri la nivel, nivelul ăsta, am mai întâlnit public cald și, și plăcut și în alte locuri, dar evident că noi suntem legați aici și vom fi întotdeauna aici și ne vom mândri mereu cu ceea ce reușim să facem împreună. Asta este poate cuvântul cel mai important din cele pe care le discutăm. Împreună. Niciodată nu ar trebui eu știu, cineva să-și aroge meritul singular când e vorba de așa o mișcare. Ea este și imposibil de realizat de către o singură persoană. Nu s-a întâmplat asta niciodată. E suficient ca una din verigile acestui ansamblu să, să scârție chiar. sau să nu mai funcționeze pentru ca efectul să nu mai fie același. Am avut norocul să lucrăm de-a lungul anilor atât cu reprezentanții autorităților locale cât și cu... Uh, Sponsori, reprezentanța ei sponsorilor, chiar dacă ei nu sunt la nivelul la care sunt uh, alții și poate și ăsta e un subiect, nu noi putem să discutăm dar foarte absolut, concret, dar uh, oameni care au făcut cu inima, cu sufletul ceea ce au făcut, eu am simțit asta la toate discuțiile, nu e vorba de o presiune, nu e vorba de o încrâncenare, nu e vorba de război, e vorba de sport, e vorba de plăcere, e vorba de spectacol, de demnitate, de onoare, toate par cuvinte mari. Dar mie asta mi se pare că transmite o chestie care rămâne în picioare de atâția ani și care... Și eu sunt convins că această atitudine și acest mod de a munci a, a fetelor de la volei și a voleiului în general au făcut ca să existe această dorință a sponsorilor să vină și să continue. Și eu aș, te-aș întreba despre faptul că, iată, avem chiar un exemplu foarte interesant de o, să spunem noi un grup destul de mare care a avut la noi activitate în oraș care a plecat în alte părți nu ne interesează acum care au fost motivele și de ce da, și că da. ei acum din informațiile mele au niște așa gânduri și își dau seama că au cam greșit dar în fine e problema lui fiecăruia cum își aranjează și cum își fac treburile și care am înțeles că chiar te-au contactat și au spus noi bun, am plecat din Lugoj, dar nu înseamnă că nu suntem alături în continuare de echipa de volei fete, așa cum am fost până acum. Exact. Era și o temere de-a mea, adică era aproape o certitudine că odată cu dispariția din oraș undeva normală, odată cu dispariția normal. din oraș să spun, sponsorul, să spunem principal, al trupei va părăsi și mișcarea volei Se pare însă că modul în care s-a ținut legătura cu, cu ei și, seriozitatea, și rezultatele astea de care s-a lucrat sigur, au determinat, atât la nivel macro, cât și la nivel personal, o încredere care a făcut ca societatea să declare disponibilă în continuare să sprijine mișcarea voleibalistică. Sigur, la nivelul, poate față de alții, suntem mult, mult sub. Dar, dar sigur, nu daca... e asta important. Nu. Încă o dată, Așa important e atitudinea Așa. unor oameni care fiind de, de naționalitate străină, dar având și reprezentanți în România care încă sunt aici, au apreciat și au, au avut încredere să continuă și s-au declarat chiar interesați ca acest avantaj al colaborării să fie reciproc. Corect. Adică nu doar faptul că vin și-ți ofer o sumă pe un contract de sponsorizare, dar cât faptul că mă reprezinți în continuare, mă, mă ții pe echipament și... Uh, creez o imagine de, de, de dublu avantaj pentru, pentru cele părțile implicate. Sunt în continuare în căutare de sprijin pentru că indiferent câte eforturi se fac Așa la este. nivel local e necesar ca să venim și am venit în toți anii aceștia cu niște lucruri în plus. De ce? Pentru că al Clubul Sportiv Municipal Lugoj o structură de interes public și care ține de primăria Lugoj, Consiliul Local, are posibilitatea de a face anumite tipuri de cheltuieli conform legii, dar nu are posibilitatea de a face toate tipurile de cheltuieli care sunt necesare într-o activitate sportivă. Și atunci, evident că, din surse extra-bugetare, ceea ce încercăm să aducem noi pe partea cealaltă, încercăm să acoperim. Nu suntem, nu suntem nici noi întotdeauna mulțumiți, nu suntem acoperiți în totalitate, există încă probleme, dar nu ne putem opri. Dacă ne oprim și dacă clacăm, trebuie să ne asumăm și acest lucru. Ori lucrul ăsta niciodată nu s-a pus problema să se întâmple. S-a mers mai greu, oamenii au înțeles, au fost și momente mai dificile, dar sper că în Asta continuare vreau să înțeleagă toți cei care ne urmăresc și care se uită la noi în a, la această emisiune că este momentul, suntem la un sfârșit de an competițional și la un început de an competițional, este momentul să clarificăm foarte clar lucrurile acestea, pentru că de foarte multe ori și tu te-ai întâlnit în decursul atâtor ani de zile de activitate, dar de foarte multe ori s-a ieșit în presă, în mediul online, unii care au vorbit tot felul de lucruri care nu le-au cunoscut în adâncimea lor nu au fost alături, n-au fost, cum să spunem noi, domne, n-au ținut lumânarea ca să știe exact cum s-au stat treburile și care au aruncat tot felul de acuze, ba către administrația locală, ba către cei care conduc clubul, ba către cei care conduc secția, ba numai așa de dragul de a crea niște valuri care poate că pentru o anumită, eu știu, comunitate a fost o plăcere să vadă lucrul ăsta, eu aici declar și mărturisesc că nu mi-a plăcut niciodată când lucrurile erau cu probleme, am căutat întotdeauna dacă se pot rezolva probleme, cum putem să venim să venim în sprijin și așa. Nu să aruncăm, e ușor de aruncat cu piatra. Știi, este chestiunea aia și din scriptură. Bă, mai ușor cu piatra copii, mai ușor cu piatra că de piatră putem să aruncăm toți. Dar să ne gândim mai întâi fiecare dintre noi ce am făcut, cum am ajutat, dacă am putut să punem numărul, că de așa de înjurat pe unii și pe alții, foarte ușor de înjurat. Și aș vrea să ne spui tu, din experiența ta, am dreptate sau n-am dreptate? Eu uh, pot să spun un lucru, pot să vorbesc despre ceea ce cunosc uh, absolut, 100% absolut. și nu vreau să intru nici pe alte terenuri unde lucrurile sunt, uh, eu știu, la îndemâna celor care au toate datele. Uh, am avut. Uh, Situații de la an la an care nu seamănă una cu cealaltă. Sunt probleme mereu pentru că s-a schimbat structura competiției, s-a schimbat structura, s-au schimbat posibilitățile de a sponsorizat, exact. s-au schimbat uh, legislația de în sine, sigur, care exact, care, da, care și, atunci, și, atunci, uh, și atunci dacă e vorba să mă declar eu mulțumit sau nu de nivelul de financiar la care a fost susținut voleiul an de an începând din anii despre Corect. care discut exact. uh, 2003-2004 exact. uh, aș spune așa uh, ideea este ce îți propui dacă există o concordanță între ceea ce ne propunem și ceea ce reușim să aducem, ca suport financiar, lângă echipă, e ok. Atunci, automat și, să zic așa, trasul la răspundere, ca să folosesc un, un clișeu vechi, are valoare. Pentru că dacă asigur unui, unei grupări care are un obiectiv, bugetul pentru acest obiectiv și nu îl realizează, evident că lucrurile nu sunt în regulă. Nu s-a lucrat bine. Eu, an de an, în, în activitatea asta pot să spun că am depășit sau în orice caz am egalat uh, nivelul financiar la care am fost. Din punctul ăsta de vedere dacă am depășit și am depășit în ultimii 10 ani aproape permanent înseamnă că s-a lucrat bine. Vorbesc de staful tehnic, de administrativ, înseamnă că s-a lucrat bine. E încă nevoie și o spun clar. A fost nevoie că de-aia s-au acumulat niște datorii. Cum a fost gestionat? Clubul cum a fost gestionate alte activități nu e treaba mea pentru că noi nu suntem oficiali în acest Absolut. club. Suntem un grup care ajutăm dar e încă nevoie de sprijin la un, la un nivel un pic, mai, un pic mai bun decât cel care a fost până acum pentru ca să lucrăm liniștit și să ne ducem treaba mai departe. Sunt convins în ultimul timp care am avut confirmări că lucrurile pot fi îndreptate. E nevoie de înțelegere, e nevoie de comunicare, de transparență și cel mai important e nevoie de încredere între cei care sprijină mișcarea, respectiv primăria Lugos, Consiliul Local, uh, sponsori și oamenii care fac mișcarea. E nevoie de comunicare permanentă și de un studiu și de o analiză a balanței de, uh, eu știu, de posibilități și de cheltuieli în concordanță cu obiectivele pe care le avem. Acum, eu știu că tu ești întotdeauna un om corect și cinstit și că nu vii și nici nu vrei să aburești lumea și nici nu... Ai căutat întotdeauna să prezinți realitatea și ceea ce se întâmplă. Dar eu n-am văzut niciodată vreo ieșire de-a ca și președinte al secției de volei, în care vreodată să faci acuze, și nu așa acuze chiar grave, indiferent că a fost vorba de sponsori, că a fost vorba de cei care Finanțau din punct de vedere al bugetului local, că pe tine nu te-am auzit niciodată. Ai căutat să menții un echilibru, ceea ce mie mi se pare cât se poate de corect. În ideea aceasta în care spui tu că nevoia de finanțare există categoric și în fiecare an apare o nevoie de uh, finanțare mai mare, pentru că astea sunt, uh, asta este viața și astea sunt lucrurile. Vreau să fiu corect și cinstit să-mi răspund la următoarea întrebare. Atunci când au existat astfel de momente, colapsul care au apărut da. în finanțare, mie mi s-a părut că tot ea care au fost înjurați, în final, tot ea au salvat, știi, situația în sine. Adică, nu știu, nu suntem chiar, cum să spun eu, corecți. Adică, atunci când este o problemă, să ieșim imediat și să aducem acuze, să facem tot felul de chestiuni de genul acesta. Adică, uh, față de uh, niște oameni care, în final, tot responsabilitatea este a lor și tot prin ceea ce ei decid, uh, voleiul este sprijinit, în final, știi? Da, Ți s-a părut chestiunea asta, așa că. Ca... fost? plec de la, ce, de la modul în care a început, că nu am adus niciodată acuze sponsorilor sau autorităților. Așa, așa este. Păi, Bineînțeles că nu mai Eu nu te-am auzit niciodată. Bineînțeles că nu poți aduce acuză pentru că lucrurile de care beneficiezi sunt toate plusuri. N-ai cum să nu spui mulțumesc pentru orice lucru. Sunt orașe în țară care nu sprijină sportul. Sunt primării și primari în țară care nu sprijină e sportul. Așa. Și Deloc. să corești. Și exact. sunt orașe mari care nu o fac. Sunt altele care sprijină și corect. care merg cu sumele foarte Absolut. sus. Absolut. Absolut. Opțiunea de a Sprijiniți sau nu și nivelul la care o faci, ține de posibilitățile materiale, financiare și de voința administrativă. Este. E adevărat. Încă o dată, important este ca între ceea ce ne propunem și ceea ce putem avea să existe o. să nu fie ruptă de realitate această, această legătură, pentru că în momentul ăla apar problemele. Din păcate, au fost niște ani. Că problemele care au fost și sunt în ultimul timp nu sunt noi, problemele sunt mai vechi. Au fost niște ani în care s-au produs niște perturbări la nivelul clubului. A apărut secția de fotbal, care evident că bugetul clubului a mai crescut în momentul în care a apărut, dar au fost situații în care, ca să zic așa, ca și la inflație, poate că nu s-a dus bugetul până la nivelul la care trebuia ca, să, ca lucrurile să meargă în continuare la fel. Și anume. În ultimul an mă refer, pentru că acum despre asta vorbim, din datorii s-au mai achitat, lucruri s-au mai rezolvat, s-au mai reglat și sper că în continuare se vor mai regla odată cu instaurarea unei atmosfere ok între conducerea clubului și conducerea orașului, între secție și club. Au fost situații cum a fost schimbarea legislației, apariția acestor contracte de activitate sportivă, asta ca să ai posibilitatea legală de a plăti. Sportivi, conform muncii pe care ei o depun. Nu sunt niște contracte care se înregistrează în revisal, vorbesc acum pentru cei care dispun de Corect. informații pe contabilitate și financiare. S tocmai de asta s-au creat aceste contracte ca să poată să dea posibilitatea instituțiilor publice să financeze sportivii. Cu niște salarii, să le zicem așa, care sigur și alea sunt impuse, sunt impozabile. impozabile și suportă niște dări către stat foarte mari. Care, cum ai spus acest și tu, lucru, de la an la an se pot schimba acest și lucru, a, pe bugetele respective. Acest lucru a determinat în primul rând problema uh, club, uh, problema secției de volei și a clubului în anul trecut, pe finalul de an. Le, legea s-a schimbat în timpul anului, aplicarea legii a devenit valabilă la un moment dat și au rămas... Uh, foarte multe impozite de plătit care n-au fost estimate și n-au fost prinse în niciun buget, lucrurile astea continuă și sunt valabile și acum și grevează și despre volei dacă vreți să vorbim sunt foarte multe grupări în țară unde bugetul de salarii, ca să spun salarii, da. dar ele nu sunt salarii, da, da. sunt niște drepturi conform contractelor, unde bugetul de salarii depășește 70% din bugetul club, clubului sau al secției. Da, da. Așa este la handbal, la basket, la volei, la cluburile mari. Ei, La noi n-ajunge nici la 50%, la 40% din buget, dar apariția acestor contracte de activitate sportivă și schimbarea legislației mărește acest fond de salarii cu vreo 45%. Deci practic a dat peste ceea ce cap practic, tot ce ai prevăzut ceea ce că practic, folosești. Ceea ce cheltui. practic înseamnă o suplimentare a bugetului de care ai nevoie de Aproape la Aproape Nu, nu, nu. Jumătate. Aproape jumătate. Nu, nu chiar jumătate, dar da, da. pentru că numai 50 la numai 40% din buget este fondul de salarii. Foarte. E numai pe fondul de salarii apare acest plus. Însă înseamnă undeva un 20-25% din buget mai mult numai datorită acestui lucru. Pe de altă parte, clubul se blochează în momentul în care nu achiți aceste datorii la stat și nu mai poți face niciun fel de finanțare și de activitate. Și de asta există pericolul, și există decalaje, există întârzieri. Am încercat să le rezolvăm și în momentul de față situația asta este se să poate discuta. Să discutăm. Ne interesează ce se întâmplă în momentul de față, pentru că am avut și aici invitat la emisiunea pe care o am cu domnul primar, și dânsul ne-a asigurat și a asigurat pe toți cei care au urmărit emisiunea pe Lugojen că, așa cum în fiecare an a făcut și a finanțat, bineînțeles, cu aprobarea Consiliului Local prin buget și cu legal, din punct de da. vedere legal, tot ce a fost necesar, va face și anul acesta și chiar ne-a asigurat că o să avem uh, surprize plăcute așa cum ne face voleiul de fiecare dată și în ultimii ani s-a ținut de cuvânt așa cum ai spus și tu și că se va face o echipă care va fi chiar o echipă interesantă din toate punctele de vedere țin minte că a spus că o să vedeți că putem și noi la Lugos să facem o echipă cu lugojence și cu fete care vin de ale noastre, românce de ale noastre uh, probabil că o să avem în acest an mai puține Fete din alte țări, ne-a spus, și că uh, o să fie totuși o echipă care va ține acolo steagul uh, unde trebuie, și unde i-am obișnuit deja pe cei care iubesc uh, voleiul Lugojan. Și vreau să ne spui dacă uh, știi cu siguranță, ai avut și, desigur, uh, discuții, pentru că este perioada când, acum, se pritocește, cum se spune la noi, totul, și încet, încet, acum se. Pun bazele a ceea ce se va întâmpla în toamnă. Și nu trebuie să uităm că avem și o participare. Noi am trecut, am fost, să spunem așa, privilegiat și primul tur l-am săltat în Cupele Europene unde suntem. Dar vine, să zicem, etapa a doua, unde jucăm nu cu o echipă, chiar, să spunem noi, așa, pe niciunde, ci cu o echipă care este cunoscută. Mergem la Libereț, dacă nu mă înșel, și acolo. Deci nu va fi un uh, meci ușor, nici ceea ce se va întâmpla acolo, nici ceea ce va fi aici. Așa că trebuie da. să facem o echipă cât de cât. Cum se poate, zic eu, și cum am făcut uh, noi întotdeauna. Cam fiecare an, uh, înainte de a începe construcția echipei, pentru că în volei echipele se schimbă foarte am mult. Am rugăminte, dar în cer scuze că te da. întrerup. în publicitate ca să nu trebuiască să te întrerup în da. timpul discursului să înțelegem foarte bine ce se întâmplă, că e foarte important ceea ce ne spui. Facem, intrăm în publicitate și apoi ne reîntoarcem cu Dan Brudiu și ne povestește ce se întâmplă acum la echipa de volei feminin de la Lugo și cum vom forma o echipă competitivă și pe anul viitor. Stați în fața micilor ecrane, o să aflați lucruri foarte interesante și foarte importante și o să vedeți cum reușim din nou să facem performanță. Pentru că, în final, de fapt, despre asta este vorba. A face performanță cu condițiile care sunt la noi aici la Lugoj, cu dorința aceasta de a rămâne acolo sus la nivelul la care deja ne cunoaște o țară întreagă și nu numai, iată spunea Dan Brudiu că suntem recunoscuți deja la nivelul zonei noastre țările acestea pe care le avem noi ca vecine, cam atunci când vorbești de Lugoș se cam știe, vorbești despre voleiul feminin și vorbești despre echipa care are rezultate deosebite. Așadar, Rămâneți în fața micilor ecrane și după publicitate. Publicitate. Doamnelor și domnilor, urmăriți Ora adevărului. Cu Marius Gangan. Ne-am întors din publicitate într-o seară în care vorbim despre voleiul Lugojan, despre fetele noastre dragi pe care le iubim atât de mult pentru uh, profesionalismul lor, pentru rezultatele pe care le-au avut și vorbim despre ce se va întâmpla în acest an, ce echipă se va forma pentru competiția din uh, acest an și pentru, așa cum spuneam, uh, Cupele europene, unde noi anul acesta mergem și unde eu sper să avem rezultate frumoase. Încet, încet, dragă Dane, invitatul meu este Dan Brudiu. Am spus eu cel care este în fruntea voleiului feminin Lugojan de foarte mulți ani. Este președintele secției de volei și nu numai atât, este un mare sufletist și un om, eu zic, fără de care. Poate că ar fi necesar să fie și în alte domenii astfel de oameni care să facă cu sufletul și să-și dedice o bună parte din timpul personal pe care îl au la dispoziție pentru a relaxare, pentru alte lucruri, să-și dedice unui astfel de fenomen. Iată, Dan iubește așa de mult voleiul și practic se îngemânează cu voleiul lui dar tu, Dane, cred că nu-ți faci niciun fel de probleme și orice s-ar întâmpla tu rămâi același și tot așa vei iubi voleiul și tot așa vei fi alături de fetele noastre și de echipă, orice s-ar întâmpla. Și să știi că nu că trebuie eu să-ți fac statuie, că n-are niciun rost. Ne știm de atâția ani de zile și suntem prieteni foarte buni. Lumea te cunoaște, știe ce a făcut. Când un om lasă ceva în urma lui, știi cum se spune? Lasă pe veșnicie. Adică, atunci când se va vorbi, poate peste 15 ani, peste 20 de ani, și categoric că eu îți doresc să fii și peste 30 de ani, și peste 40 de ani în fruntea voleiului Lugojan, dar fizic nu o să mai putem să rezistăm, că asta este viața, nu avem ce să facem. O să mergem, probabil, la uh, sală, și așa, probabil mai chinuit, așa o să ajungem acolo și o să ne urcăm la tribună. O să să spunem noi, fim alături de fetele noastre, categoric, dar timpul zboară, fiecare are o anumită, să spunem noi, perioadă în care poate să funcționeze, ca să spun așa, din toate punctele de vedere, dar vei rămâne categoric acolo în istoria voleiului Lugojan, pentru că e firesc, e normal ca cei care s-au dedicat într-un anumit domeniu să aibă respectul tuturor generațiilor și a celor care vor veni, pentru faptul că au luptat, au muncit tocmai pentru a arăta că se poate, iată, cum spuneai tu, și într-un orășel din ăsta mai micuț, mai cu probleme, mai cu, să spunem, eu știu. Întotdeauna când discutăm despre relația aceasta care există și vorbim, iată, de campionatul național aici, nu vorbim de un campionat de Liga 3, de Liga 2, de eu știu, Vorbim de campionatul național de volei fete, da? Când vorbești de campionatul național de volei fete, vorbim despre echipe cum sunt. CSM București, cum este Bacău, cum, Baclău, cum, Baclău, Blajou, cum, cum este Blajul, cum este Târgoviște. Adică nu mai vorbesc că există și celelalte echipe care nu, sunt, nu se ridică la valoarea acestora, dar care sunt... Capitale de județ adică vorbim de Iași vorbim de fost Târgu și nu au fost adică Timișoara care da. până acum până anul trecut deci noi trebuie să ne știm întotdeauna și aici este foarte important să ne știm cam faptul că noi ce am realizat până în acest moment și toate aceste rezultate care au venit în acești ani a fost pe undeva un plus față de dacă spunem așa Uh, modul cam unde nesitom așa ca oraș ca și comunitate ah. ca și, și dacă vorbim din punct de vedere chiar al uh, industriei și chiar al bugetului local de acolo așa pe ce noi ne comparăm cu Bucureștiu sau ne comparăm cu Târgoviște sau a cu... fost o voință a fost o voință a oamenilor care au putut să ia decizii în acest oraș și a fost o consecință a pasiunii unor oameni care s-au implicat în această treabă și eu am primit o ca o Moștenire și o datorie de familie și în memoria tatălui meu care a practicat acest frumos sport, uh, surorii mele care au fost mai întâi implicate în această echipă, au urmat toate acelea. Acum. Cu începuturile de volei, în care mentorul voleiului adevărat pe acest, în aici în Lugos, a fost profesorul Dorin Jitaru, care a fost și primul director al, al clubului sportiv exact municipal. Spus, absolut corect. Dar anii, sigur, anii trec, și vor rămâne niște povești. Niște povești frumoase, în uh, care s-au realizat foarte, foarte, foarte greu, dar cu atât mai frumoase, așa e. Exact, iar... exact. Hai nu hai să vreau să insist ce aici. aici. Da. Vreau, în schimb, să spun că. Așa cum am făcut anii trecuți, am avut o întâlnire la primărie cu domnul primar înainte de a începe reconstrucția, pentru că în volei echipele se schimbă foarte, foarte des. Atunci când apar multe jucătoare străine, ele nu au contract decât un an de zile. Și, și, și să majoritatea că și regulamentul încearcă, aici, a și spun lucruri majoritatea aici Majoritatea jucătoarelor încearcă să își creeze o rampă de lansare jucând la echipe nu foarte bine cotate, dar care obțin rezultate deosebite, pentru că în echipele mari n-au loc direct. Și atunci am avut numeroase exemple și cel mai bun este Crista de Ghist, care Ai. a venit în Lugoj fără pretenții materiale și care a, era începătoare. Era o sportivă bună din America, dar care la nivel de prima ligă profesionistă românească era o începătoare și care după trei ani de zile jucați la Lugoj, iată este acum la echipa de pe locul 3 din Germania și e una din jucătoarele foarte, foarte apreciate în campionatul Germaniei. Adică, echipele se schimbă, trebuie din nou luat totul de la zero. Hai să zicem, nu în proporție de. 90%, dar în proporție de 65-70%, de, de asta este foarte dificil. E și colectiv, e grup, sunt femei și conducătorii sunt bărbați. Nu e foarte, foarte simplu, dar e interesant și frumos de lucrat așa. Am fost la primărie și am avut discuție cu directorul clubului, cu Marius Maier și la în biroul domnului primar, ca să discutăm despre ceea ce urmează, despre ce probleme sunt și ce putem face în continuare cu soluțiile și posibilitățile pe care le avem mai mult eram și foarte presat și suntem în continuare presați de uh, necesitatea alcătuirii unui colectiv care să reprezinte România în uh, Challenge Cup pentru că odată cu ocuparea locului 5 în campionat suntem calificați în premieră în Cupele Europene site-ul ceva și scris frumos despre prezența în premieră a unei echipe din România uh, în Cupele Europene, echipa Lugojului după ce anul trecut Agrolan Timișoara a fost cea care a făcut acest pas și automat uh, să discutăm dacă Putem să susținem această activitate, să o ținem la nivelul la care este în continuare, în condițiile care sunt. Am primit acceptul domnului primar pentru treaba asta, l-am și comunicat antrenorilor și am început treaba. Sunt lucruri încă de rezolvat din urmă, nu le ascund și încercăm să le facem. Zilele trecute am primit confirmarea că au început să se rezolve niște probleme, ne bucurăm și, a, și prindem și noi curaj atunci în momentul în care suntem, simțim sprijinul. Pentru că e foarte greu să primești sprijin în ziua de astăzi. Nu e, nu e vorba numai de, e vorba din orice parte și e vorba și noi în viață. Că nimic nu mai este free, Nimic Așa. nu e mai. Toate lucrurile se înseamnă bani, și relațiile personale contează foarte mult, dar contează tot mai puțin în momentul în care nu ai soluții materiale să rezolve anumite lucruri. Bun. Suntem în, în, în construcția echipei, avem niște certitudini, avem niște semne de întrebare. Hai să ne spui certitudinile. Așa. Și după aceea luăm semne de Bun. întrebare. Ok. Ceea ce lucrul pe care ne-l-am dorit cel mai mult a fost să păstrăm din colectivul anului trecut evident Absolut. pentru că odată cu performanța asta foarte frumoasă era și normal să încercăm să păstrăm oameni importanți oameni cheie și am păstrat și asta a fost iar o condiție impusă de, de domnul primar dar normal că am îmbrățișat-o rapid. Stafful tehnic. Stafful tehnic a rămas același. Uglioșa Șegăr și Dragan Gârbici antrenor principal antrenor secund Vasile Canea rămâne preparator fizic. Uh, mai mult, Gârbici va face și postul de scouter de uh, statistician, pentru că Marco Stoianovici, băiatul care a fost pe acest post anul trecut, trebuie să rămână în Serbia în acest an să-și de definitiveze studiile universitare pentru profesor, deocamdată era doar antrenor și are nevoie de un an de zile de pauză, dar va face cumulat, drag în Gârbici, această treabă. Uh, iar la nivelul lotului de sportive, prioritatea numărul unu pentru noi a fost păstrarea capitanului la echipă. Și cu satisfacție vreau să vă spun că Diana Balintoni a acceptat să continue alături de noi, deși trebuie să spunem Diana Balintoni, care este capitanul echipei naționale de volei fete, cu rezultate foarte frumoase la Silver Cup, nu? Da, Diana este o sportivă care a trecut prin toate etapele performanței de la nivel de mini volei până dacă la nu nivelul echipei a fost naționale, și cea mai bună jucătoare, da. Uh, imediat am să spun. Deci ea a, și a declarat acordul de a rămâne alături de echipă. Ceea ce vreau să spun este că a avut oferte în continuare. Și mă Ea este că generația 88. Mult mai, mai Din punct de vedere financiar, mult mai tentante. Întotdeauna. Dar... Ea este generația 88. Este o sportivă aflată n-aș spune la final de carieră, este încă departe de, de final de carieră, dar este de undeva de este undeva, nu la început însă a trecut prin toate etapele performanței cu rezultate splendide la nivel personal în echipele din care a făcut parte adică a fost campioană la toate nivelele la junioare, în divizia a obținut rezultate foarte bune cu Lugojul foarte bune cu Agrolandu și a câștigat cu CSM București campionatul României și Cupa Challenge uh, Cupa Challenge, da, în, 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 într-o finală dublă, în urma căreia a devenit cetățean de onoare al municipiului București de asemenea participării la acțiunile oficiale ale echipei naționale a României iar anul acesta în Silver League din cele opt meciuri disputate în șase a fost capitanul echipei naționale care a realizat o performanță foarte frumoasă câștigarea acestei Silver League o competiție de nivel 2 în volei european dar o competiție europeană o cupă după care a fost declarat MVP, Most Valuable Player, cel mai bun jucător al competiției. Iar este o mândrie și o plăcere. Am ținut o am reușit să discutăm cu Diana și va face în continuare parte din colectivul nostru. Ea este pe post de coordonator de joc. Rezerva ei Bianca Albăstroiu este lugojancă și merge în continuare alături de noi, asta ca să discutăm de posturile de coordonatori. Apoi un lucru care de care știam, a fost că la finalul campionatului sportivele din Serbia legitimate la noi am avut patru sportive din Serbia una din Bosnia. Ne-au spus că nu vor continua la activitatea la Lugoj din diverse motive una dintre ele Ivan Adinici se retrage din activitatea competițională alta Elena Babiș din Bosnia este exact în situația lui Marcos Stoianovici mai are un an de facultate la Sarajevo de unde este și va trebui și joacă acolo cu campioana Bosniei Edins Bobârcivă în, în Cupa CEV altele, Nina Cocici, Nina Iachici și, și Katarina Caterina Katarina Vukomanovic liberul, a încercat să găsească o soluție financiară mai bună, a găsit-o, este actualmente componenta lotului Clubului Sportiv Municipal din Târgoviște. Nu ne putem opune plăcării sportivelor la Așa. cluburi mai mari și la sume mult mai mari, nu avem argumente. Nina Jakic, sportivă care a jucat trei ani de zile la Lugoj, Uh, va merge în, în Ungaria din informațiile pe care le am are acolo și prietenul ei probabil viitorul ei soț care joacă în Ungaria tot voleibalist e un lucru normal uh, Nina Cocici este sportiva care anul trecut uh, a fost cel mai bun cel mai, bun, uh, cel mai eficient uh, voleibalist din campionatul național divizia pe post Așa. de universal uh, a fost o surpriza campionatului național o revelație pentru tot voleiul românesc și o sportivă care este foarte căutată acum atât pe plan intern cât și pe plan internațional și știind că nu vin jucătoarele din Serbia înapoi noi am fost nevoiți să ne să încercăm să ne orientăm pe piața internă unde lucrurile stau foarte rău pentru că sportive românce de valoare nu sunt multe iar cele care sunt cer foarte mulți bani tocmai pentru că e foarte greu să le găsești acum. Unele dintre ele merită acești bani, altele nu i merită <laughs> și, le, și îi solicită în virtutea faptului că ai neapărat nevoie de ele. Este, Profite trebuie, de situații, Trebuie de. să faci un balet, uh, un balet extraordinar ca să poți să fii eficient. Este imposibil să nu ai și nerealizări, dar problema e ca procentul de nerealizări să fie mult exact. mai mic decât cel de realizări. Și din punctul ăsta de vedere, anul trecut a fost un an excepțional. Sportivele pe care le-am avut, Vukomanović, Dinici, uh, Iachici, uh, Coțici și Babici, au fost titulare, au fost toate Absolut. în teren, Absolut. cu o singură excepție, Dinici, care a avut niște probleme de sănătate la un moment dat, dar a fost decisivă în final, meciurile cu Dinamo exact. și ceea ce am avut nevoie. Deci ne-am orientat foarte bine și asta a fost și meritul Stafului tehnic, a reușit să le convingă pe ce să vină aici. De aia trebuie să menținem și atmosfera asta de club serios, care își face treaba bine și care își plătește sportivele, ca să putem mult mai ușor să discutăm, să negociăm. că avem un mare avantaj, suntem aici în vestul României și suntem atractivi pentru zona de Serbia din multe puncte de vedere chiar dacă nu neapărat financiar. Correct. Avem un antrenor sârb avem o atmosferă bună plăcută și asta atrage să știți că s -s sârbaicele nu pleacă numai pentru bani uh, multe dintre ele două dintre ele chiar provin din familii Babici și Vukomanović uh, familii care au o situație materială foarte bună așa știind că nu vin ele am încercat pe piața internă dar din echipa pe care am avut-o am reușit încă un încă un uh, lucru foarte bun să ne înțelegem cu Andreea Petra, centrul care și ea a făcut parte în circuitul echipei naționale până când s-a accidentat anul trecut, sportivă din Târgu Mureș, care a jucat la Agroland Ivișoara și în Cupa Challenge cu Agroland, și ea va continua la, la Lugos anul viitor și va face pereche de centru cu Diana Roman, care este încă sub contract cu CSM Lugoj până la anul. Deci avem rezolvată și problema centrilor, să zicem titularilor pe centru. În zona de atacanți, în zona de libero să vin, Vucomanovici, v-am spus, este la Târgoviște, va reveni la echipă, liberoul din anii trecuți a echipei, Adriana Rotaru, care între timp s-a căsătorit, este mămică, dar va face cuplu cu junioara Patricia Bărbulescu, care este al doilea libero, Adriana Rotaru și Patricia Bărbulescu ne vor asigura în campionatul viitor acest post. Vedem exact în ce situație, Rotaru va începe pregătirea de luni, pregătirea fizică și revenirea la până la începutul campionatului și participarea în Cupele Europene este timp și poate să facă uh, pregătire. La fel, legat de această revenire, pentru că ea putem spune este Lugojanul, la această oră, s-a căsătorit Eu, aici în Lugoj, se numește Popa, Adriana Rotaru Popa, uh, am uh, mers pe ideea că ne găsim sportive românce ieftine uh, să încercăm să păstrăm uh, spiritul ăsta al nostru și valoarea în cele două uh, colege de generație, Laura Lungu și Ionela Canea, care uh, și ele între timp au, au născut, dar uh, sunt sportive cu calități și care, pentru care revenirea în activitate de performanță nu înseamnă uh, un risc foarte mare. Ni-l asumăm Vom încerca să le aducem. Am discutat cu ele, s-au declarat de acord. Și sunt convins că, că și încet pentru încet, ele este o chestiune de mândrie așa. Da, avem nevoie de ele pentru că avem nevoie să ne ajute. Voleu este un sport care se joacă în șase șapte cu liberoul, dar dacă la antrenamente nu ai 13-14 oameni, nu Absolut poți să-ți desfășori aceste Așa. antrenamente, nu poți să faci Am simțit asta pare. în meciuri și am văzut ce înseamnă -am să am simțit nu ai o, o Și bancă în anii trecuți, și anii trecuți în care trecuți. antrenamentele exact. nu erau făcute în loturi complete, lucru care este foarte derutant. Dar Laura Lungu va veni pentru postul de de atacant, Ionela Canea pentru postul de centru, să ne ajute acolo corect. la centru, unde se mai află o foarte bună junioară a Clubului Sportiv Școlar Lugoj, Andra Badiu, care este componenta echipei naționale, tocmai a câștigat bronzul la Balcaniadă și care merge și la campionatul european de volei. Deci avem patru centri așa cum trebuie să aibă orice echipă. O posibilă mare jucătoare de volei. Este foarte tânără încă, ea este la vârsta la care trebuie să prindă experiență, să înceapă să joace și are posibilități. Așa cum posibilități foarte mari are vedeta, ca să zic așa, voleiului juvenil din Lugoj la ora actuală, Georgiana Popa, Correct. care a fost la ultimul campionat național de junioare unde CSS Lugoj a ocupat locul 5, a fost declarată cea mai bună jucătoare a competiției și care și ea este în grupul de atacante pe postul de secundă, alături de Laura Lungu și Alexandra Cauc, care rămâne și ea la echipă, având contract în continuare cu clubul încă un an de zile. Care sunt uh, neclaritățile? Neclaritățile uh, sunt pe posturile de... Pe, al, pe postul de secund, pe postul principal de secund uh -huh. și pe postul de universal. Deci pe postul principal de secund, acolo unde a fost Elena Babici și acolo unde a fost Ivana Dinici. Acolo ne, Laura Lungu va încerca să... Suprime, împreună cu Georgiana Popa și cu Cauc vor încerca să asigure unul din aceste posturi uh -huh. prin rotație iar celalt, de cel, pe celălalt post e nevoie de un om de siguranță, un om care să facă și preluare, să aibă și atac și aici suntem în căutări atât pe plan intern cât și pe plan internațional. Ideea noastră a fost să aducem cât mai puține jucătoare străine la echipă pentru că ele ridică și niște costuri legate de transferurile internaționale, de cazare și de așa mai departe. Dar dacă faci un calcul economic văzând ce înseamnă o jucătoare străină care nu are mari pretenții financiare față de o jucătoare româncă ce are pretenții financiare, a în urmă s-ar putea să ajungi tot pe acolo și alege atunci valoarea la care uneori poți să nimerești, alteori poți să nu nimerești neapărat. Da, nimerești. Mergeți, mergeți, pe o jucătoare care are experiență, care da. are valoare așa sau mergeți pe o jucătoare care iarăși să vină și să crească aici. Nu, 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 nu în mod cert nu. Pe ambele posturi, Eu și pe, spun că ar și ar pe postul, să fie și pe postul de universal avem nevoie de un om de siguranță, de un om de forță. De asta probabil că aici suntem încă căutări pe, pe pe piața externă și am un început de surpriză, dar nu vreau să o dezvolt pentru că pentru că nu este încă parafată treaba. Discuția există. Avem asigurări, să avem, da. avem, da. Uh, avem uh, să zicem, o sem semicert nu, nu putem vorbi de semicertitudine. Da. Eu cred că jucătoarea va fi a noastră și va fi o plăcută surpriză, dar uh, în momentul în care va fi semnat contractul, evident că vom putea și anunța. Iar pe postul de secund, la fel, căutăm o jucătoare cu experiență, cu vârstă nu foarte, foarte tânără, care să fie omul de bază acolo. Pentru că, încă o dată spun, Laura Lungu, Georgiana Popa, o foarte tânără, și cau care e și a tânără, 21 de ani, trebuie să ne asigure zona respectivă. Și atunci am încheiat, am terminat. Ridicătorii, Libero, Centru, Universal și Secund. Ăsta este un lot care va avea maxim 13 jucătoare, 13 jucătoare, cam așa, 13-14 jucătoare. Poate că de la juniorele Clubului Sportiv Școlar mai putem aduce încă vreuna dintre fetițe la la antrenamente care să înceapă. Adică în suntem într-o limită normală, într-o limită firească. Da, da, da. La ora actuală, echipa are nevoie de doi oameni. Pe postul de universal și pe postul de secund. Deci, ambi, ambii sunt atacanți. Ambii oameni de care e nevoie trebuie să fie oameni buni care să ne dea certitudinea că vom putea face un campionat fără probleme din punct de vedere al clasamentului. E adevărat, la discuția cu domnul primar s-a pus problema ca echipa să. Rămână la nivel de divizia A. Echipa de divizia B, apropo, nu va participa la competiția da. care urmează, da. pentru că ea a fost alcătuită în majoritate din sportive aflate cu un an înaintea bacalaureatului. În acest an, majoritatea dintre ele da. vor și va trebui ele să se întrerupe și în să se ocupe și de școală. Și s-a luat hotărârea ca, cel puțin anul acesta, divizia B să nu se joace. Uh, automat nici noi de acolo nu avem decât sportivele mai tinere, de care vorbeam și care au fost și anul trecut în lot. Georgiana Popa, Patricia Bărbulescu, Andra Badiu. Aceste trei fete care provin de la grupele de juniori ale profesorului ale Carmen Todros și al lui profesorului Dorin Horvat, au, sunt actuale campioane naționale de cadete cu CSJ de Lugoj, sigur în urma muncii care s a creat acolo la Clubul Sportiv Școlar, dar și în urma antrenamentelor pe care le-au făcut cu echipa mare pentru că enorm de mult contează, contează să fii într-un ansamblu foarte serios și să faci antrenamente de mare intensitate și ne-am înțeles foarte bine cu clubul sportiv școlar din acest punct de vedere. Avem primele discuții și sperăm că le vom avea pe aceste fete la antrenamente pentru că ele ne completează lotul, altfel nu suntem compleți și în condițiile pe care le avem nu putem să aducem și nici nu are rost. Să nu dăm șansa acestor jucătoare să joace, indiferent în meciuri cu cine și cum. Absolut. Vor fi meciuri mai grele, în care vor putea juca, în care, să zicem, șansele noastre sunt mai, mai scăzute, și vor fi meciuri în care probabil ne vom putea permite să jucăm cu ele, pentru că vor fi meciuri în care noi vom fi peste adversari. Cel Absolut. puțin așa sper. Așa. Anul acesta, campionatul are 12 echipe, nu ca anul trecut, și în aceste, în aceste condiții, mai ales că avem informații că una dintre echipe se întăresc mult va trebui să construim și noi o echipă puternică pentru a nu avea probleme. Correct. Domnul primar a zis să rămânem în divizia deci obiectivul ar fi să... Asta înseamnă, să, asta înseamnă locul 9-10 acolo. Exact. Evident că ne propunem mai mult și vrem mai mult. Și, și de sigur se gândește la mai mult. Doar că, așa, ca obiectiv, e mai bine să, să nu sărim calul, pentru că nu știm ce se întâmplă. Sunt două luni în care echipele se întăresc. Și primul exemplu pe care vi-l dau este Dinamo București. Dinamo București, un club multicampion național și cu o mare tradiție și mereu e o atracție pentru sportive Dinamo indiferent cine numai când spui cine numele la... și da -și. da dar e București și București oricum atrage jucătoare acum sunt trei echipe din București CSM București care e un, un colos. concern un colos, colos da. Dinamo București și Rapid care a intrat Așa, anul ăsta da. Dinamo atrage și Dinamo a făcut niște mutări în vara asta cele mai spectaculoase mutări din campionat nu știi acum în premieră ți le spun și eu uh, el am încercat să ia și jucătoare de la noi, a încercat și jucătoare străine de la noi, dar a dus acolo, în primul rând, că a dus secundul de la Blaj pe Stevo Ljubicic, secundul lui Zacoci, care e campion de trei ori cu Blajul, dar cum l a dus antrenor Zacoci? principal. Păi l-a lăsat pentru că la un moment dat orice antrenor își dorește să fie principal. E corect, e corect. este, are și el o vârstă, e, nu e de vârsta aici. lui Zacoș, dar e, are și el o vârstă și își dorește la un moment dat mai mult. E, Liubicic n-a plecat cu mâna goală la Dinamo, a plecat cu liberul Marina Vuiovici care a fost campioană mondială și a plecat cu Maria Caracașeva, bulgăroică de echipa națională, la Dinamo. Deci iată, Dinamo, pe lângă Liubicici, duce pe Caracașeva, duce pe Marina vitură, Bureović, marge, da. da, aduce pe Maia Burazer, jucătoare din echipa națională a Croației, în centru, și o aduce pe Naoko Hashimoto, ridicătoarea de la CSM București, care a plecat de la CSM pentru că concurența e prea mare acolo, deși a fost ridicătoarea de bază a CSM-ului a cu 2 ani. Dinamo s-a întărit enorm în și vizează în acest an podiumul. Uh, ăsta e un exemplu și cum îl știu eu pe antrenor nu o să se lase, adică probabil. acolo va trebui să performeze probabil, are responsabilitate probabil. foarte mare ca probabil, dar da. să singurul să lucru pe care îl spun aici și sunt convins este că vor avea mult de lucru cu noi aici la luguri, păi indiferent că așa, că aici pentru e... că pe mine m-a sunat președintele clubului Dinamo și mi-a spus gata, anul ăsta s-a terminat s-au am săturat da. Care da, le da așa mi-a și spus, zic, bă, nu știu, vedem uh, acum, asta e Dinamo Alte, o echipă care anul trecut a stat în planul 2, dar a avut 7-8 sportive străine și posibilități financiare mari. Galați, CSU Galați, CSU Belor Galați, cu un sponsor puternic acolo. Bogdan Paul a venit de la Becher, a fost la Ungariei și este acum antrenorul acestei echipe la Galați, unde este tradiție foarte mare de volei și unde echipa masculină e campioana națională. Sim. Ei, sunt sigur, că, așa cum îl știu, că va insista foarte mult și va crea acolo o echipă foarte puternică și primele informații sunt deja de natură să nu ne bucure prea mult. Ridicătoarea postea care fusese la național a plecat de la Galați la Pitești echipă nouă promovată dar la Galați a venit ridicătoarea echipei naționale a Spaniei împreună cu soțul ei care este jucător la Arcada Galați deci au venit la pachet. De asemenea, sunt pregătite mutări serioase și acolo la Galați jucătoare cu experiență care să completeze. Mai e Ileana Berdila, mai sunt jucătoare cu experiență care vor... Nu vor... va fi un campionat ușor. Nu, va fi un campionat. nu, nu. Galațiu cu Dinamo se întăresc foarte mult. Noi uh, vom vedea. Uh, Rapidu, Megidia, care a luat două pe jucătoare după care noi încercam să două jucătoare pe care noi încercam să le aducem la Lugoj, două sportive, acum pot să spun că a trecut da. deja, care au fost la Agroland, Larisa Vasilică și Petruța Orlandea, sportive de echipa națională, campioane naționale de junioare, dar acum au crescut, au 20, 21 de ani, le-a luat Megidia. Nu știu cu ce argumente că a vrut să le ia și Galațiu și Bogdan le fusese antrenor la Timișoara. Deci Megidia își dorește Piteștiu, Iarăși, Piteștiul. un oraș care nu spune mult. Megidia nu. a investit foarte mult anul da, uite, trecut, de, da. au un antrenor bun acolo și un sprijin foarte mare la nivelul orașului. Vor să facă o echipă bună de divizia, dar evident, primul an în care intri în prima ligă e foarte, foarte greu să așa e, așa dobândești e. și experiență, și fonduri și sprijin și emulație, și așa. ar trebui e, să te obișnuiești Nu să vezi cum e. Da. E o ambiție, e o, da, o efervescență, dar de nu de întotdeauna de... Uh, 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 Euforia, uh, reală, da. nu întotdeauna cu picioarele pe pământ. De multe ori, au mai fost echipe care au făcut așa, și în da, doi ani sau? Da, trebuie să, trebuie să. Nu se pot lucrurile rezolva brusc, decât dacă ai enorm de mulți bani și îți aduci o echipă, eu știu, pe care poți să o aliniezi, să mă ierte, Bărățenii și la Belinț. Da, Putem da, face corect. echipă campioană națională și acolo, dacă ai, bani ai, ai un antrenor foarte da, bun și da. condiții materiale care să aducă sportive de valoare lângă antrenor. Pitești o echipă interesantă care a promovat anul acesta și care deja acum aud are acolo pe Andreea Lacovici, montenegrean din lot național, pe, uh, o spo uh, pe uh, sportivă care a jucat uh, și la noi, uh, tot din Serbia. A dus acolo o ridicătoare bună și toate echipele se mișcă, asta vreau să spun. Nu știm încă, suntem abia în final de iulie, campionatul începe în octombrie. Sí. În august și în septembrie se fac mișcările, se fac transferurile, sí. au început să răiască tot felul de agenți și de impresari care sună, care dau telefoane corect, și care propun corect. jucătoare. Unele dintre ele de valoare medie, una dintre ele valoare ridicată, altele de valoare nu cunoscute, da. dar care nu solicită dar trebuie să fii pe fază trebuie să deci noi nu putem spune acum exact ceea ce ne propunem dar ne propunem să facem o echipă de care să fim mândri, asta în primul rând și pentru asta lucrăm acum vom ține legătura cu, 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 cu clubul și cu autoritățile locale pentru a ne face viața cât mai ușoară în campionatul care vine, sperăm mult să Doamne, reușim Doamne ajută să fie într-un ceas bun și o să ținem la curent pe prietenii noștri. Promitem că ne vom întâlni probabil și în luna august, după ce deja lucrurile se cam știu și, așa cum am spus eu, s-au pritocit tot ce era de pritocit. Și doar speranța este să fim sănătoși și să funcționeze, cum am spus noi, finanțarea, să fie o finanțare care să-ți asigure liniștea necesară și să fie permanentă, nu în hopuri, că s-au mai întâmplat lucruri de genul acesta și atunci de aceea au fost chestiuni așa. Dar acum, exact cum ai spus și tu, eu am cât am putut, am analizat și m-am documentat și din punctul ăsta de vedere. Și legislația este destul de greoaie și destul da, de. Da, dar este adică pentru toți la fel de greoaie. Absolut, Toată lumea încearcă absolut, să se descurce. Iar absolut. pe noi timpul nu ne așteaptă și este foarte important că deloc n-am vorbit despre cupele europene, dar am calificat în Cupa Challenge, dar trebuie să ne pregătim și organizatorii. C am primit deja caiete de sargine, am primit deja tot felul de mail cu tot felul de condiții, sigur, pe care trebuie să le ce îndeplinim. Astea? Nu foarte mari condiții financiare, dar organizatorii. Ce trebuie enorm de mult lucrat la nivel de imagine, uh -huh. la nivel. Sunt niște pe care le ai, în momentul în care ești de la o asemenea competiție, și bucuria mea este că nu am, nu am căzut cu o echipă care să se afle foarte departe de noi și să implice foarte mari da, costuri mare. de deplasare, pentru că vorbeam înainte de tragerea la sorți și spuneam, domnule, în prima fază a tragerii la sorți. În turul întâi uh, se respectă niște criterii geografice și anul trecut Agrolanda a jucat în primul tur cu Vașaș așa. și eram convins că vom juca și noi cu o echipă de aproape, uh, dar anul ăsta coeficientul României fiind mare și fiind creat de Blaj, de Bacău și de Corect. CSM București, uh, am, fost, uh, am fost excluși din urna valorică pentru turul întâi și așa încât am ajuns direct în turul, turul 2, mai. acolo unde puteam cădea cu oricine. Exista riscul. Așa e. Exista riscul. Să mergem în Portugalia de exemplu. Să mergem. Deci, în primul în tur, întâi joacă echipe din Grecia, echipe din Slovacia, echipe. Ei, puteam să picăm, am picat cu această Ducla Libereț, care e vice Cehiei, o echipă care a fost cap de serie în tragerea la sorți, între cei 8 cap de serie din cele 32 de echipe. Deci, este o echipă puternică, am și văzut câteva imagini cu ea, cu sală, cu marketing, cu o echipă puternică, dar o echipă cu care sigur vom avea meciuri echilibrate. Și. Puteam să cădem cum a picat Bacău deci Bacău știința Bacău joacă cu uh, Cariotis uh, uh, o echipă din Portugalia Ponta Delgada care Ponta Delgada este capitala dar este capitala insulelor Azore <coughs> și insulele Azore sunt situate în Oceanul Atlantic la 1500 de kilometri de Lisabona adică mă înțelegeți ca să ajunge acolo. Vreo 1000 adevărat. de kilometri până acolo, da, vreo da, 500, da da, 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 trebuie să-ți iei concediu ca exact. să ajungi acolo. Dar problema este costurile pe care le-ar exact. fi implicat o asemenea deplasare. Sigur, se există costuri și pe teren propriu, pentru că trebuie să plătești arbitrii, delegați și așa Normal. mai departe, dar faptul că jucăm cu echipă din Cehia ne, 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 ne liniștește ne puțin și sigur vom încerca să facem și acolo un, un, un rezultat bun. Dacă ne calificăm, ca să merg cu discuția mai departe, ne încrucișăm cu câștigătoarea unei duble din care fac parte o echipă din Israel și una din Spania care este în insula la, Las Palmas, Gran Canaria la fel, la o distanță enormă ca și asta din Portugalia. Doare de să ajungem acolo. <laughs> Dar bine, Asta este elementul. Și să de, echipa din elementul Israel de anecdotă, ca să fim aici, a, cam, mai. Același lucru, de cam același din lucru. Din punct de vedere al costurilor. Asta este elementul de anecdotă cu care zic și eu să încheiem pentru că Așa. aș vrea să am în continuare motive să fim optimiști, toți, și cei care facem aici treaba și cei care ne Absolut. ascultă și sau ne văd și să aducem în continuare oamenii la sală pentru că, încă o dată, de aici, din volei ăsta, o spun după 33 de ani de, de activitate, nimeni n-a plecat cu lucruri rele. Toți au plecat cu gânduri bune, cu lucruri frumoase, cu amintiri extraordinare. Asta e și motivul pentru care nu cred că are de ce să ne pare rău oricăruia dintre cei care am trecut prin activitatea asta, rămânem cu niște satisfacții morale, adevărat, nu, nu materiale, dar ce e mai frumos acum și ce e mai important decât să trezească zâmbete și alte Mi și se pare că, că noi ne ferim întotdeauna de cuvintele astea, știi, vezi, Doamne, să nu spună cineva că nu, eu nu mă feresc, eu spun, Doamne, eu eu mândrie, eu mândria mândrie a mea, eu, păi eu îți spun, când cineva mă oprește, îți spun cum sunt, când mai plec din, din oraș. Și mă duc în alte orașe și încep o discuție. Și văd că cineva abordează tema asta și spune, băi, dar știu că, uite-te la voi, la Lugoj este. Dom'le, parcă simt așa, băi, uite-te că totuși și Lugoșul poate să fie. De multe ori și s-a spus de foarte multe ori că sportul este unul din ambasadorii cei mai da. importanți da. în lume, dacă luăm așa să fie, în general sportul. Și atunci e firesc ca o echipă care are performanță, care și acum ca să fiu așa mai malițios și să fiu mai bărbat, că suntem între bărbați. Dacă ai și o echipă frumoasă, și fetele noastre întotdeauna au fost fete frumoase, nu greșesc, cred că dacă spunem. Da, și acesta. singura echipă feminină din prima ligă din Județul Timiș și din exact, Banat. Nu exact. mai există. Deci, Înainte erau fete la Handball, la da, basket, da, nu, mai există. Da, nu mai există. Deci, la atunci, fotbal de ce feminin? să nu fim mândri. E singura echipă de corect, fete din Banat care este activează în prima exact. ligă. Exact. Deci, și, putem să fim mândri, așadar să nu ne ferim de lucrurile acestea. Vă spun, din suflet, vă spun lucrul lucru ăsta. Deci, îi mulțumim lui Dan Brudiu pentru faptul că a fost alături de noi și că a putut să ne spună lucruri importante și lucruri care uh, ne fac să avem încredere că și în acest an uh, va funcționa voleiul Lugojan așa cum trebuie și nu ne vom face de rușine. Mai trebuie să spunem un lucru și cu asta chiar încheiem, faptul că uh, și uh, Banca Tehnică, ca să spunem așa, uh, sunt uh, antrenori tineri valoroși și antrenori care vin cu idei de secolul 21 au foarte multe lucruri, ca să spun așa, noi în ceea ce înseamnă antrenoratul. Așa că avem toate perspectivele și din punctul acesta de vedere, să putem să formăm, să creăm acel colectiv închegat și care poate să facă performanță fără niciun fel de problemă. Mulțumesc da. din suflet. Cu plăcere, Dană. cu plăcere și invit uh, oamenii la sale. E încă de vreme acum, meciurile vor începe, vom face probabil tradiționalul turneu în septembrie, da, la se face, uh, cupa CSM Lugoj unde vom prezenta echipa și uh, adică spectatorii vor avea posibilitatea să vadă echipa sigur, nouă. Sigur, uh, să uh, vadă și uh, și mai e și acest aspect pe care unii îl la care unii țin, la care alții nu, anul ăsta vom avea multe Lugojence în echipă, anul ăsta vom avea cele trei junioare, le vom avea Corect. pe Diana, pe, pe Ionela, pe Laura, pe, pe Adriana Rotaru, care e deja Lugojan, pe Diana Roman, care e de patru ani aici, ce să mai zic, pe Petra, care e în zonă, Timișoara, Lugoș tot timpul, deci uh, reducem mult numărul deci de Deci o să ne batem străine. în piept că dacă vom avea rezultate, va fi și datorită celor noastre, în primul rând. Întotdeauna a fost și datorită Lugojencelor și este. întotdeauna a fost datorită Lugojenilor. Da, și lor da, le dedicăm corect, sigur corect, că da aceste succese corect. sau realizări, cât de importante le consideră unii sau alții, dar eu le consider de suflet și corect. de mare valoare morală. Să fie într-un ceas bun. Ne reîntâlnim așa cum v-am promis spre sfârșitul lunii august și o să vă mai venim cu noutăți. O să aflați probabil atunci și cam cum s-a închegat echipa, vom ști probabil cam care sunt. O, nu, vom ști în elementele. două săptămâni. Perfect. În două săptămâni deci, vom afla. O să aflăm în luna august, atunci care poate chiar mai repede, poate chiar la începutul lunii o să facem o emisiune împreună cu Dan, aici să fie alături de mine și o să vă prezentăm tot ce ține. M-am gândit perioada asta care urmează și anul acesta competițional, dacă o să avem sănătate și Dumnezeu ne va da această sănătate, să putem să funcționăm în regulă din punct de vedere fizic și mental, bineînțeles și nu se poate ști niciodată, acum de la clipă la clipă nu știm ce ne așteaptă pe fiecare, să vă ținem la curent împreună cu Dan, o să fim aici în fața dumneavoastră și veți afla tot ceea ce se întâmplă în volei în timp util, să știți și atunci când există mici probleme sau nefuncționalități sau dacă echipa nu va funcționa bine, de ce nu va funcționa, adică credem că meritați acest lucru și eu îmi doresc... Să se întâmple uh, uh, această, să spunem noi, prezentare a tot ceea ce este acolo, pentru că Dan de foarte multe ori a spus și, și în emisiunea aceasta: contează foarte mult și această transparență și oamenii capătă încrederea necesară și știu că se pot baza pe ceea ce înseamnă un colectiv de conducere care este angrenat și care nu are resentimente și nu are jenă atunci când există probleme să vină să le spună. Să participe în rezolvarea lor și cu siguranță cu toți împreună, alături de dumneavoastră. Și, desigur, să nu uităm de sponsorii care le mulțumim da. și uh, cu această ocazie, pentru că sunt alături de echipă. Desigur, trebuie să mulțumim și uh, administrației locale, conducerii primăriei, a Consiliului Local, pentru faptul că se gândesc permanent și caută soluții chiar atunci când situațiile sunt destul de dificile. Dar nu s-a întâmplat niciodată ca să nu se găsească soluții și asta este cel mai important, să existe această coeziune și să formăm acea echipă care să ducă voileiul Lugojan mai departe la un nivel la care noi și Voleiul Lugojan ne-a obișnuit. Ne obișnuit. Sper să, care să pot sigur. veni și cu antrenorul odată exact. aici și cu capitanul exact. echipei ca chiar... să nu stăm numai noi doi da, de da, da, ca da, da, ca da, între da băieți da, așa, dar e important ca lumea frumos, să cunoască. Chiar ar fi frumos, și sigur sigur că da, da. și da. eu țin foarte mult să o aducem și pe, pe Diana Balinton. Da, pe capitanul aici, echipei da, și, da. Și, și, și antrenorul pe principal pe care antrenorul vorbește principal, sigur, românește, sigur, românește sigur. mai șontâc uh, șontâc, dar e, e dar e simpatic <laughs> da, și da, veți putea înțelege sigur. ce înseamnă și un tânăr care își caută drumul și care, din punctul meu de vedere, este pe care să-l găsească aici la Lugoș. Foarte frumos! Vedeți? Întotdeauna noi aici la Lugos, am fost cei care am ajutat în performanța unor, uh, unor oameni, unor uh, că sunt sportivi, că sunt antrenori, uh, au venit aici la Lugoj, s-au simțit bine și apoi au reușit uh, prin performanțele lor acolo unde au fost, dar important este că n-au uitat niciodată că aici a fost locul de unde au plecat și să spunem așa, rampa aceea de lansare către performanța mare sau foarte mare ca să spunem. Ne-au ajutat și ei pe noi și ei ne-au ajutat timp ce, implicit, În timp ce implicit. noi îi ajutam pe ei să crească, exact. ei ne-au ajutat să obțină niște rezultate. Deci exact, exact. este avantajul este reciproc și așa se vede în România, s-a discutat și în emisiunea de dată trecută pe care ai avut-o, despre sportivele care sunt în țară și sunt pe la alte echipe e un lucru bun. Au trecut pe aici aici au fost văzute și au fost pe urmă valorizate așa în alte azi. locuri, dar așa noi nu putem să ne opunem plecării lor pentru că aceste contracte se fac doar pe un an de de Adică zile trebuie acum. să înțeleagă toată nu? lumea. Voleiul nu este fotbal. Că toți se spun așa: "Bă, acum la fotbal ei iau milioane și milioane A, și nu. clubul primește bani și nu știu ce și la noi pleacă și nimeni nu primește nimic." Nu, nu, există... Este o altă o altă legislație, este un alt regulament, da, sunt da. alte legi. Deci nu putem să comparăm mere cu pere că cam asta este știți ca să înțelegeți foarte bine fotbalul e fotbal e o chestiune total specială acolo și mai ales vorbim de fotbalul la divizia națională cum ar fi sau fotbalul de divizie B deja sunt cu totul lucruri diferite. Deci nu trebuie să comparăm lucrurile. Mulțumesc din suflet. Cu plăcere și prezență. cu drag de fiecare. Și Doamne, doamne. ajută să fie într-un ceas bun și să reușim să facem. Eu sunt convins că te vei ține reușim, de promisiune reușim, și da, da. cum te știu vei reuși să închegi această echipă. Cu echipie. comunicare și cu încredere Sigur. putem Sigur. să rezolvăm multe lucruri. Sigur. Mulțumesc tare mult pentru faptul că ne-ați urmărit. Rămâneți cu programele noastre în continuare. Eu vă aștept ca de fiecare dată la o nouă ediție a emisiunii Ora Adevărului în fața micilor ecrane. O seară frumoasă tuturor!